Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la momentul adevărului. În această seară, invitat alături de mine în studio, primarul orașului Breaza, domnul Răzvan Bălășescu, căruia îi spun bună seara, bine ați revenit! Bună seara și bună seara brezenilor, mulțumesc de invitație! Cu mare drag, domnule primar, începem discuția noastră din această seară cu un subiect nu tocmai plăcut pentru brezeni, nici pentru dumneavoastră nu este la fel unul tocmai plăcut. Vorbim de acel proiect cu fonduri europene, un proiect mamut, l-aș putea eu numi, care face referire la introducerea rețelei de canalizare la Breaza. Știu că sunt probleme, știu că sunt străzi care arată jalnic, îmi permit eu să spun. Știu la fel că din cei 100 de kilometri de rețea de canalizare care ar trebui executați, până în momentul de față abia s-a reușit finalizarea 15-16 kilometri, nevorbind de asfaltare. Ce se întâmplă, domnule primar, la Breaza? Da, așa este. Din luna august, în fiecare emisiune, în fiecare lună când am venit la dumneavoastră, mai mult de jumătate din emisiune am discutat despre aceste proiecte este un canalizare. Subiect care îi doare pe oameni, dat fiind faptul că nu se poate circula, nu au lucrări pentru de bună mine, calitate. Pentru mine a fost o bucurie să primim aceste fonduri și să începem lucrările, numai că nu mă așteptam ca virgulă, calitatea lucrărilor să fie atât de proastă. Vorbim aici și în special de lucrările de canalizare, dar și de cele de apă. La lucrările de apă, nemulțumirea noastră este la refacerea carosabilului, deci acolo unde s-au introdus rețelele de apă, carosabilul nu a fost refăcut sau acolo unde a fost refăcut de o calitate foarte, foarte proastă și deja avem zone unde se intervine a treia, a patra, a cincea oară, ceea ce nu este normal. Problemele cele mai mari le avem totuși pe lucrarea de canalizare. Într-adevăr, lucrarea de canalizare este mult mai amplă, săpăturile sunt la adâncime mai mare, lățimea șanțurilor pentru canalizare este mai mare. Și disconfortul este extraordinar de mare, mai ales că, din punctul meu de vedere, nu sunt specialist, dar se vede cu ochiul liber, aceste lucrări de refacere sunt sigur că nu au fost făcute conform normelor tehnice și a prevederilor din contract. Deci sunt zone unde materialele introduse peste țevile de canalizare nu sunt conforme, de asemenea compactarea straturilor nu a fost făcută corespunzător și iată că avem străzi care se surpă la o săptămână, două săptămâni după ce au fost refăcute, ele sunt deteriorate. Și vă dau un exemplu, l-am dat și în emisiunea trecută, strada Alea Parcului. Deci unde deja sunt cratere din cele spun telespectatorii. Și acum, cred că aproximativ două luni de zile, au venit la mine cei care au lucrat acolo ca să facem recepția lucrării. Am fost împreună pe această alee. Este o alee din centrul orașului, într-o zonă foarte populată, deci la blocurile de sus. Da, și o lucrare, după părerea mea, foarte ușoară. Am văzut calitatea materialului, ultimului strat de asfalt. Mi-am spus reprezentantului antreprenorului, că în două săptămâni va fi pulbere strada aia. Asta fără să fiți specialist. Fără să fim specialist, dar să vedea cu ochiul liber. Așa, n-au durat două săptămâni. După o săptămână deja au apărut surpări de stradă. Și la ora actuală cred că este a cincea intervenție pe această străduță. Deci are o lungime destul de mică. Se lucrează și acum. Bineînțeles, asfaltul nu mai există. Să fac umpluturi cu piatră spartă. Și vă dați seama că disconfortul este sub orice critică. Da, este păcat. Și asta este o stradă care, v-am spus, e o stradă ușoară. Să vedeți alte străzi în cartierele care au străzi în pantă sau în zona alunecărilor de teren, ce dezastru este. O să luăm, domnule primar, pas cu pas aceste lucrări de introducere rețele apă, introducere rețele canalizare, dar înainte de a continua discuția, vreau să vadă și telespectatorii noștri, și aici nu mă refer neapărat la cei din Breaza, pentru că ei simt pe propria piele calitatea defectuoasă, să spun așa, acestor lucrări, să vadă exact ce se întâmplă la Breaza în momentul de față, cum arată străzile din cauza acestor lucrări și revenim la discuția noastră.
Și la Braza, proiectul de aducțiune a rețelei de apă și a introducerii canalizării creează probleme cetățenilor. Majoritatea străzilor sunt înnoroiate, iar centrul orașului este un continuu șantier. Braza este aproape în totalitate un șantier. Aceste lucrări sunt necesare, dar sunt zone unde echipele care lucrează din punct de vedere calitativ mai prost. Într-adevăr, la Breaza rețeaua stradală este foarte mare, aproximativ 200 de kilometri. Mare parte din străzile de la Breaza nu sunt asfaltate și acolo unde nu sunt asfaltate, aceste lucrări de canalizare și de aducțiune de apă creează un disconfort foarte mare. Cu toate că zilnic poartă discuții pe marginea acestei probleme cu executantul lucrării, edilul din Breaza este legat și de mâini și de picioare. Lucrarea aparține Hidroprahova. Încercăm prin toate pârghiile ca să, să forțăm constructorul să readucă la starea inițială drumurile. Nu vor fi perfecte, nu au cum să fie perfecte și din cauza acestor lucrări și din cauza vremii, dar facem tot posibilul să asigurăm confortul cetățeanului. Eu, ca primar, îmi cer scuze pe această cale pentru disconfortul creat, încerc să fac, deci fac tot posibilul, dar, de exemplu, în proiectul unde investitor este Hidroprahova, noi nu suntem parte contractantă și posibilitățile noastre de a interveni asupra acestui proiect sau a celor care au câștigat acest proiect sunt limitate. Proiectul de aducțiune a rețelei de apă și introducerea canalizării are termen de execuție sfârșitul anului 2015. Am revenit, doamnelor și domnilor. Imaginile destul de grăitoare vorbesc de la sine. Sunt imagini reale. Spuneam că vreau, domnule primar, să o luăm așa pas cu pas. În zona centrală, și asta la fel am simțit-o pe propria piele, se circulă foarte greu. În sensul că dacă vii dinspre Breaza și vrei să ieși în DN1, nu ai altă soluție, și nu mă refer la vreme proastă, mă refer la această perioadă care este bună, decât să mergi pe contrasens, pentru că există riscul să-ți deteriorezi mașina dacă nu, Doamne ferește, să ai abilități de conducere destul de ridicate, exact, ca să poți să mergi prin acele tranșee care le-au făcut. Bine punctat, domnule primar, da. Sunt niște tranșee. Vorbim aici de introducerea rețelei de apă. Da, acolo este, deci pe strada 23 August Libertății Republicii, este magistrala de apă, care v-am spus, e o lucrare benefică pentru oraș. Corect. Dar partea de respectarea normelor tehnice a acestui proiect n-a fost făcută cum trebuie și, de asemenea, refacerea nu este de calitatea la care ne așteptam. Deci, în contract se stipulează că aceste străzi vor trebui readuse la starea inițială. Deci, sub nicio formă n-au fost aduse la starea inițială. Când trebuiau ele, domnule primar, să fie readuse la starea inițială? Imediat după ce s-au introdus rețeaua magistrală de apă, ele trebuiau readuse. Vedeți că au trecut aproape 2 luni de zile și nu se întâmplă nimic, sau acolo unde s-a întâmplat pe segmente foarte scurte de stradă, s-au făcut refacerile inclusiv cu asfaltare, dar după o săptămână, două săptămâni, deja au apărut gropile în lăsări, adică s-a lăsat pământul din tranșele săpate și inclusiv asfaltul. Ceea ce duce la un disconfort, vă dați seama, pe timp de noapte, pe timp de ceață, poți să intri într-o groapă din asta și să faci un accident sau să-ți distrugi mașina. Am constatat, domnule primar, la fel, pe propria piele, că pe anumite porțiuni de drum au fost umplute respectivele gropi cu pietroaie. Da, cu piatră. Nu știu de ce să procedează astfel, pentru că părerea mea este că au fost perioade de timp, de zile întregi, unde temperatura a fost destul de ridicată și se putea turna beton sau se putea turna asfalt. Dar văd că de 2 luni de zile firul principal al Brezei este plin cu piatră spartă. Odată că ea nu este compactată și nu stă pe locația lucrării, doi, dacă treci peste ea, este împrăștiată pe toată strada, creează disconfort. Deja avem, să spunem, sesizări că s-au spart parbrize, că
Cetățenii au fost loviți de pietrele, deci când treci cu mașina peste acest pietriș, mai sar din roți și lovesc cetățenii, deci sunt probleme mari. Și apropo de aceste sesizări despre care dumneavoastră vorbiți, în cazul în care un cetățean, și am înțeles de la dumneavoastră că au fost astfel de cetățeni, face o sesizare, cum că din cauza respectivelor pietre, parbrizul mașinii sale a avut de suferit, cine îl despăgubește? Cine este tras la răspundere? Păi, normal, ei vin normal. Așa se întâmplă. Prima dată vin la primărie. Acolo avem un colectiv care ține legătura între cetățean și firmele constructoare, dar i-am învățat acum să apeleze la firma constructoare sau la finanțatorul acestui proiect și să se descurce. Bineînțeles, nu înseamnă că noi ne dăm la o parte, vrem să-i ajutăm, dar pârghiile noastre sunt destul de slabe și nu putem să rezolvăm toate aceste cazuri. V-am spus și în emisiunile trecute, acolo unde se depășește, cum să spun eu, deci disconfortul este foarte mare, putem să aplicăm și am aplicat amenzi pe parte de mediu, pe parte de circulație, pe parte de construcții, de autorizare de construire, dar aceste măsuri sunt foarte, foarte slabe. În sensul că nu-i ustură noastre, foarte mult. Exact, nu-i ustură foarte mult. Am făcut tot timpul la Breaza, de două ori pe lună există comandamente unde analizăm aceste aspecte, dar rezultatele sunt aproape de zero. La aceste comandamente au participat și prefectul județului și cei de la Hidro Prahova și cei de la Unitatea de Implementare și cei de la Ministerul Mediului și cei de la Ministerul Dezvoltării. Deci absolut toți factorii care sunt implicați și chiar mai mult decât factorii implicați au fost prezenți la aceste comandamente de la Breaza, dar și la comandamentele care au loc la prefectură și la Consiliul Județean, dar văd că rezultatul este aproape de zero, deci nu se întâmplă mai nimic. Bun, vremea este una, chiar dacă suntem în decembrie, vremea este una favorabilă care ar permite muncitorilor să intervină și să readucă asfaltul la starea inițială, cum spuneți dumneavoastră. Lucru care se pare nu se întâmplă. Da, nu se întâmplă. Ce... V-am spus, de două luni de zile suferim în oraș din cauza acestui disconfort, din cauza acestor refaceri de carosabil. Și suntem, și eu am ajuns într-un colț unde nu știu ce să mai fac, ce pârghii să mai acționez ca să îi aducem totuși pe calea cea bună pe acești constructori. Ei trebuie să fie conștienți, trebuiau să fie conștienți de la început că licitația la care au participat avea un caiet de sarcini, trebuiau să cunoască absolut toate condițiile contractuale. Că este o lucrare de amploare? Bineînțeles, da. V-am spus, m-am bucurat foarte mult și toți ne-am bucurat la Breaza că avem o investiție atât de mare, pentru că sunt niște valori. Deci avem pe apă undeva la 38-39 de milioane de lei noi, pe canalizare avem 78 de milioane de lei noi, numai pentru Breaza, plus... stația de epurare, care nu știu acum pe de rost valoarea, deci o investiție extraordinar de mare, dar de la beneficiile acestei investiții la disconfortul și la calitatea lucrărilor care au loc în această perioadă, este o diferență groaznică. Și nu vreau să, sub nicio formă, nu vom renunța la acest proiect, dar încerc pe toate căile să-i aducem pe acești constructori și în primul și în primul rând cu ajutorul finanțatorului, cu Hidro Prahova și prin unitatea de implementare a proiectului care aparține de Hidro Prahova, să-i aducem pe calea cea bună. Destul de greu, foarte greu. Mai mult ca sigur, brezenii care ne urmăresc, care vă urmăresc, care vă ascultă, vor să știe, referitor la această porțiune de drum, strada principală din Breaza, cât va mai dura această situație până la readucerea în stare inițială a carosabilului? Cât timp va mai trece? Pentru că se circulă infernal în Breaza. Da, e adevărat. Ce să vă spun? Nu pot să fac eu promisiuni în numele constructorului sau finanțatorului, dar părerea mea că în această săptămână și săptămâna viitoare, am înțeles că vremea este bună, eu cred că se putea face sau se poate face această refacere. Asta nu înseamnă că va fi rezolvat totul, pentru că pe firul principal al Brezei, deci pe strada 23 August Republicii Libertății, se va mai lucra, pentru că mai sunt porțiuni de
de stradă, unde conducta magistrală va trebui să fie montată. Dar măcar acolo unde s-au încheiat lucrările de conductă, să pot reface într-un... refacerea trebuie să fie de o calitate bună și cred că se poate face în aceste zile. Și cred că toată lumea își dorește să fie refăcută această lucrare. Vorbim despre cealaltă lucrare, la fel de importantă, dacă nu mai importantă, mai scumpă, să spun așa, 70 și ceva de milioane de lei. 78 de milioane de lei. 78 de milioane de lei. Fonduri europene, foarte important, acest aspect. Mă refer la introducerea rețelelor de canalizare. Spuneam la începutul emisiunii că la Breaza ar trebui acoperiți 100 de kilometri. Aproximativ 100 de kilometri pe acest proiect. Până la finele lui decembrie 2015. Suntem în decembrie 2014, domnule primar, aveți introdusă rețea de canalizare pe 15 kilometri. Aproximativ 15-16 kilometri, dar cea mai mare parte din acești 16 kilometri, refacerea carosabilului nu este făcută. Exact. Bun, primul termen final care îl știm noi este undeva în iunie-iulie 2015, dar sub nicio formă nu văd cum proiectul pe canalizare va fi terminat. El este posibil să fie extins până la finele lui 2015, deci până în 31.12.2015, mai departe o prelungire, nu o cunosc. Și aceste date care vi le spun sunt date prezentate săptămâna trecută la o conferință de presă a Hidro Prahova, conferință de presă unde s-au prezentat toate proiectele cu fonduri europene ce se desfășoară în județul Prahova pe axa de finanțare 2007-2013. Ce s-a întâmplat la Breaza? Sau cel puțin, eu vorbesc numai de Breaza, probabil că și în alte localități s-a întâmplat la fel. Deci licitația s-a finalizat anul trecut în luna octombrie, deși pentru apă și pentru canalizare. Deci anul trecut, în 2014, luna octombrie, și lucrările au început undeva în august anul acesta. Deci vă dați seama, aproape un an întârziere. Pe partea de apă, să spunem că ei au început destul de bine ca ritm de lucru, dar pe partea de canalizare să încep cu 2-3 echipe să faci 100 de kilometri de canalizare, mi s-a părut, o hilaritate, o bătaie de joc. Nu au știut, domnule primar, amploarea acestui proiect cum să în nu momentul știi în care... Tu, când ai tocmai participat la o licitație, tocmai te-ai pregătit pentru o licitație, știi caietele de sarcini, știi proiectul, deci e imposibil să nu ai cunoștință și să ataci acest proiect doar cu 2 sau 3 echipe. Bun, asta s-a întâmplat în august. Acum cei de la canalizare au mai multe echipe, dar totuși, întârziind un an de zile, se întâmplă ceea ce se întâmplă acum, la Breaza. Deci au vrut să facă în câteva luni de zile, să facă 10 de kilometri de canalizare. Nu se poate. Nu se poate și vedeți că acolo unde, de fapt, în majoritatea lucrurilor locurilor unde s-a lucrat la canalizare, refacerea carosabilului suferă. Pentru că dacă nu respecti tehnologia lucrărilor, deci acolo unde bagi umplutură, trebuie o anumită umplutură, de o anumită calitate, trebuie compactată, trebuie pregătit, ultimele straturi trebuie pregătite pentru betonare, pentru asfaltare. N-au făcut așa ceva. Și ați dat exemplu Alea Parcului, da? Unde deja sunt cratere. Cea mai simplă, deci după părerea mea era cea mai simplă lucrare. Deci un teren plat, o stradă foarte scurtă, adâncimea de canalizării nu era extraordinar de mare, deci putea să fie o lucrare de calitate, de super calitate. Și vă spun, cred că este a 5-a oară când se intervine. Bun, pe această stradă. Vorbim, domnule primar, despre un proiect european derulat prin Hidro Prahova și Consiliul Județean. Dați-mi voie, înainte de a continua discuția, să vă citesc o declarație pe care a făcut-o primarul Câmpinei într-o conferință de presă zilele trecute, referitoare la ritmul lucrărilor de data aceasta la Câmpina, pentru că situația este oarecum în oglindă. Cei drept, nu vorbim de aceleași firme care execută lucrarea, dar partea contractantă este aceeași, da? Hidro Prahova. Spune așa primarul Câmpinei: nu suntem mulțumiți de fel
felul în care este tratată câmpina. Fără noi, această asociere pentru accesarea de fonduri europene nu ar fi fost posibilă. Dacă ei ne tratează așa, atunci ne gândim serios să ieșim din această asociere. La cum se lucrează, în mod sigur, nu se va reuși finalizarea la timp a lucrărilor de canalizare, iar noi nu vom semna pentru plata acestor lucrări. Hidroprahova, care este beneficiarul direct al investiției, precum și reprezentanții firmelor CAST și Concivic, ar trebui să-și revizuiască atitudinea. Noi vom analiza, atenție, oportunitatea ieșirii câmpinei din această asociere și chiar la începutul anului viitor este posibil să discutăm despre această soluție la nivelul administrației publice. Am intrat în Hidroprahova tocmai pentru această investiție, pentru acest proiect cu fonduri europene. Dar dacă lucrurile merg așa, atunci putem foarte bine să renunțăm și să organizăm o licitație pentru un alt operator de apă și canal. Iată, câmpina se gândește să iasă din Hidroprahova. Da, haideți să vă spun, să încep cu altă chestie, o comparație între câmpina și Breaza. Deci relieful de la Câmpina este cu totul și cu totul mult mai dulce decât la Breaza. Într-adevăr, Câmpina fiind un oraș cu industrie petrolieră și având această industrie de peste 100 de ani și rețelele subterane petroliere probabil că influențează un pic negativ lucrurile de canalizare. Dar din punct de vedere al reliefului, păi Breaza este mult mai complicată ca relief decât Câmpina. Noi la Breaza ne-am dorit atât de mult aceste proiecte apă și canalizare și eu și Consiliul Local și autoritățile de la Breaza am fost foarte deschise față de acești investitori și față de acești constructori. Deci le-am asigurat absolut toate condițiile. Dar am ajuns de vreo lună, o lună jumate, am ajuns la disperarea primarului de la Câmpina. Deci aproape că îi dăm 90-100% îi dăm dreptate deci primarului de la Câmpina și cred că vom lua și noi aceleași măsuri pentru că nu se poate să continuăm așa. Deci este o bătaie de joc, nu la adresa primarului, adresa cetățeanului, care cetățeanul de la Breaza e cetățean al României, cetățean european, deci trebuie să fie respectat. Am început cu altceva. Problema ieșirii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, nu știu, eu aș gândi eu mai bine. Deci, părerea mea că aceste fonduri de care beneficiem acum, chiar dacă sunt cheltuite pe lucrări de proastă calitate, au fost posibile prin această Asociație de Dezvoltare Intercomunitară. Deci noi, cel puțin la Breaza și întreg județul Prahova beneficiază niște fonduri extraordinare prin această Asociație de Dezvoltare Intercomunitară, dar referitor la Breaza de Sai, aceste fonduri de aproape 100 de milioane, mai mult de 100 de milioane de lei noi, și vorbesc de axa de finanțare 2007-2013, și mai avem 2014-2020 pentru Breaza, mai avem încă 3.300.000 de euro investiții, alte investiții pe canalizare și apă, deci este greu să aduci aceste fonduri. Deci părerea mea că această Asociație de Dezvoltare Intercomunitară este benefică județului și localităților din județ și localităților care s-au raliat la această asociație. Problema este ca unitatea de implementare, asociația, operatorul asociației să se implice mult mai mult. Și deci toate forurile competente, cei care au putere în aceste proiecte să se implice mult mai mult. Și să se lucreze pentru european. Pentru da? Că aceste fonduri, până la urmă, sunt tot fonduri publice. Că sunt europene, că sunt românești, că sunt din Norvegia, Suedia, așa, sunt fonduri publice. Deci e păcat să ne batem joc de... Și foarte important, există riscul ca acești bani să fie pierduți dacă lucrarea nu este executată. Bineînțeles, știți foarte bine că am mai avut, nu la Breaza, dar în România am avut proiecte care au avut corecție 100%, deci banii a trebuit să-i scoatem din buzunarul cetățeanului sau a celui care a fost vinovat. Este păcat să pierdem acești bani. O ultimă întrebare până în pauza de publicitate. Ce se va întâmpla în perioada imediat următoare? Suntem, teoretic, cel puțin în luna decembrie. Ne așteptăm la finele acestei luni, în ianuarie, în februarie, la zăpezi. Ce se va întâmpla cu lucrările de canalizare pe această perioadă? Graficul, programul pentru perioada de iarnă, pentru perioada sărbătorilor este următorul. Deci lucrările vor fi
stopate pe 19 decembrie și vor reîncepe pe 5 ianuarie, dar în această perioadă vor exista echipe de intervenție și pe canalizare și apă și acolo unde avem probleme de refaceri, să spunem, de refaceri de carosabil sau de alte probleme de natură tehnică, aceste echipe vor interveni. Dacă după 5 ianuarie vor începe zăpezile, depinde și de cantitatea precipitațiilor. Deci este posibil să se lucreze, este posibil să nu se lucreze. Deci dacă vremea este rece și nu există precipitații, se va lucra, fără nicio problemă. Totuși vorbim de ianuarie. Da, da. Logică, nu, nu este o problemă. E problemă de, e problemă de săpătură, e problemă de monta conducte, deci nu implică alte chestii. Am înțeles. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat la discuția noastră. Doamnelor, domnilor, rămâneți alături de noi, ne întoarcem în câteva minute. Am revenit, doamnelor și domnilor. Răzvan Bălășescu, primarul orașului Breaza, invitatul meu din această seară. Domnule primar, vorbeam în prima parte a emisiunii despre lucrările de apă, lucrările de canalizare, da, care se execută defectuos. Care v-am spus că m-am bucurat foarte mult, dar cred că m-au îmbătrânit cu 15 ani aceste lucrări. În 3 luni de zile, cred că am pus 15 ani peste vârsta mea. Dar în continuare sunt optimist și aș vrea încă o dată să apelez la înțelegerea cetățeanului de la Breaza, chiar dacă este disconfortul foarte mare. Încercăm ca în lunile viitoare să revenim la o calitate, să revină constructorul la o calitate normală, dar trebuie să fim conștienți că aceste proiecte trebuie să le punem în valoare și trebuie să le punem în valoare cât mai repede. În afară de aceste proiecte, am câștigat o altă finanțare tot pe canalizare și apă, pentru că acest proiect al lui Hidro Prahova n-a acoperit absolut, n-au acoperit toate străzile din Breaza. Deci am mai făcut rost de aproximativ 3 milioane de euro, care deja sunt câștigați și lucrările cred că vor începe săptămâna viitoare, dacă ne permite sau dacă nu, după 5 ianuarie. Deci e vorba de încă 5 km de canalizare și vreo 15 km de extindere sau modernizări de rețea de apă. Aici, partea contractantă fiind chiar administrația locală, exact, da? Da. Deci aici suntem parte contractantă și chiar vreau să demonstrez că proiectul care, în care noi suntem parte contractantă se va derula profesionist. Deci de o calitate, lucrările vor fi de o calitate superioară. Adică vrem să lucrăm, de exemplu, la canalizare, să lucrăm 50 de metri, să readucem la starea inițială. Așa cum e normal, cum este normal, cum este normal. Dar acest proiect este pregătit foarte bine, a decurs și licitația a decurs foarte bine și sunt sigur că va ieși o lucrare de calitate. De asemenea, vreau să cât de cât să liniștesc cetățenii de la Breaza, spunându-le că în anul 2015 avem finanțare și din fonduri europene și din bugetul local pentru aproximativ 40 de kilometri de modernizări de străzi. Deci străzile unde s-a intervenit acum la canalizare vor fi prinse, deci chiar dacă sunt refăcute de constructori și trebuie să refăcute, aduse la starea inițială. Problema ele, e că nu sunt refăcute. Ele vor intra într-un program de modernizare. Un program de modernizare care înseamnă, în afară de asfaltare, borduri, trotuare, unde este cazul, șanțuri sau rigole. Deci sunt aproximativ 40 de kilometri de străzi care vor fi modernizate. Ce se întâmplă? Străzile pe care acum se lucrează la canalizare și apă sunt din acele străzi care vor fi anul viitor modernizate. Deci, eu zic să mai strângem un pic din dinți și la sfârșitul 2015 să mai facem un bilanț și sunt sigur că cel puțin 40 de kilometri din aceste străzi care sunt sparte acum vor fi refăcute. Încercăm ca pe parcursul 2015 să mai facem rost de fonduri pentru modernizarea altor străzi. Când spuneți modernizare, vă referiți inclusiv la asfaltare. La asfaltare, la sigur. La asfaltare, da? Da, da, da. Deci modernizare înseamnă trotuare, bineînțeles, unde este posibil, borduri, șanțuri sau rigole pentru scurgerea apelor și asfaltul final, marcaje, semne de circulație. Deci, v-am spus,
Cel puțin 40 de kilometri vor fi făcuți în 2015. Din punctul dumneavoastră de vedere, la momentul de față, se poate spune că Breaza este un adevărat șantier? Este de la un adevărat șantier. Da, este un adevărat șantier și acest șantier va fi de aceeași amploare și în 2015, dar pe celelalte străzi unde n-au început lucrările încă. Deci aceste lucrări actuale vor fi finalizate și străzile vor intra în modernizare, dar vor începe celelalte străzi să fie sparte. Deși 2015 o parte din Breaza, cea mai mare parte din Breaza va fi un șantier. Dar încă o dată vă spun, trebuia făcut. Deci dați-vă seama că Breaza... Dar trebuie ca și lucrările să se desfășoare într-un ritm normal. E adevărat, normal, și de o calitate, da? Și o calitate corespunzătoare. Exact. Exact. Chiar o înaltă calitate. V-am spus, aceste fonduri, dacă nu eram în Uniunea Europeană sau dacă nu găseam alte surse de finanțare exterioară, cred că nici în 40 de ani Breaza nu strângea aceste fonduri, care noi le avem pentru 2 ani, 3 ani de zile. Așa este. Bun, un alt subiect pe care vreau să-l discutăm, domnule primar, face referire la iluminatul public. Un telespectator, un brezean, ne spune că timp de câteva zile la podul Vadului nu a fost lumină pe străzi. Ce s-a întâmplat exact? Acum știu că situația s-a remediat. Deci, cum vă spuneam și de canalizare și apă și modernizare de străzi, Breaza de câțiva zeci de ani de zile suferă, adică s-a făcut foarte puțin. S-a investit foarte puțin, mai ales în infrastructură. Când vorbesc de infrastructură, vorbesc și de partea electrică. Deci nu vorbesc numai de canalizare, apă, străzi modernizate. Vorbesc și de partea electrică. Partea electrică, știți că cea mai mare parte sau investițiile, mentenanța, aparțin celor de la electrica. Breaza a fost un oraș în expansiune, deci știți foarte bine că numărul gospodăriilor bucureștenilor sau altor persoane din exteriorul Brezei aproape că egalează numărul gospodăriilor brezenilor. Deci orașul a crescut foarte mult, s-a investit foarte mult, case de vacanță, vile, complexuri de tratament, pensiuni, etc. Bun, rețeaua existentă la Breaza a rămas cam aceeași. Deci investițiile au fost foarte, foarte puține și au fost investiții ceva în câteva puncte de transformare și în situații de urgență s-a mai introdus câte un cablu de medie tensiune ca să acolo unde liniile aeriene au picat. Deci investițiile celor de la electrica sunt foarte mici la Breaza. Deci aici va trebui să intrăm într-un program de modernizare a rețelelor electrice de la Breaza. Bun, având aceste probleme, inclusiv și iluminatul public, pe anumite zone unde transformatoarele cedează sau liniile de tensiune nu sunt întinse sau nu sunt cabluri torsadate, cedează și curentul și iluminatul public. Avem acum, pregătim licitația pentru cei care vor câștiga mentenanța iluminatului public. Și în caietul de sarcini sunt cuprinse mult mai multe operații care trebuie să executate. De exemplu, reglarea ceasurilor, temporizatoarelor pentru iluminatul public. La ora actuală le face și electrica, le face și personal din primărie, le face și cei care asigură așa zisa mentenanța iluminatului public. Când se întâmplă ceva, responsabilitatea se pasează între cei trei factori. Și am lucrat acum cu cei de la achiziții publice la un caiet de sarcini ca pentru iluminatul public, deci toată mentenanța să fie dată unui singur operator. Adică cu unul singur stau de vorbă, să nu mai dea vina, domne, că a intervenit electrica sau că a intervenit omul de la primărie sau că a intervenit firma de mentenanță. Dar problema cea mai importantă și cea mai importantă este această infrastructură a rețelelor electrice. Deci acolo trebuie investit foarte, foarte mult. Uitați-vă, mergeți la Breaza acum și vorbesc și pe strada principală, uitați-vă numai la stâlpii care susțin... Ce vechime au, domnule primar, aceste rețele? Cât de sunt unele foarte vechi, din anii 60. Au mai fost investiții făcute atunci când a apărut uzina de mecanică fină de la Hidrojet. Atunci au mai fost făcute niște investiții pentru funcționarea acestei
unități industriale, dar de atunci nimic, nimic. Uitați, vreau să vă spun, uitați-vă la stâlpii care susțin cablurile electrice. O să vedeți și pe străzile principale că mai există stâlpi de lemn sau există stâlpi de beton sau metalici care sunt înclinați și stau să pice. Acolo noi ca primărie nu putem să intervenim. Nici nu vreau să dau vina pe Electrica. Știu că au un anumit regim, au o anumită procedură de intervenție, dar totuși trebuie făcut ceva. Trebuie să se gândească foarte bine că orașul Breaza are undeva la 18.000 de locuitori tot timpul și la sfârșitul săptămânii aproape că populația se dublează. Deci trece de 25.000 de locuitori, consumurile sunt foarte mari. Și să nu uităm, cred că niciun brezean de altfel nu a uitat acel episod din 2012, dacă rețin eu corect, din când 2012. Timp de câteva zile au stat oameni într-o beznă totală. Bun, 2012-2012, că atunci a fost chiar o situație de extremă urgență. Au picat și stâlpi de înaltă tensiune sau medie tensiune. Dar uitați-vă acum două săptămâni, când Breaza, cartiere întregi de la Breaza, au stat 3-4 zile fără energie electrică. Că a picat o linie de 110 kW, nu știu, nu mă pricep la chestiile astea. Bun, a picat, dar chiar nu poți să intervii 3-4 zile să populația să stea fără curent. Vă dați seama că e perioada de iarnă. Vă dați seama că sunt copii nou-născuți, sunt copii mici care trebuie să le asiguri căldură, trebuie să le asiguri iluminat. Deci cred că echipele sunt depășite. Într-adevăr, a fost situația asta pe Prahova-Buzău, o situație mai delicată, dar, fraților, organizați-vă cumva, că suntem în 2014. Sper că mesajul dumneavoastră a fost recepționat așa cum trebuie. Încă o dată, nu am nimic, deci asigurăm și avem o relație de colaborare, cum să spun, din partea noastră, autorității locale, foarte bună. Deci le asigurăm tot ce trebuie. Dar nu putem să intervenim acolo unde este, cum să spun eu, activitatea lor specifică. Corect. Nici pe parte de rețele de apă, nici pe parte de canalizare, nici pe parte de iluminat public, administrația locală nu poate face cetățeanul vine la primărie. Cetățeanul vine la primărie și îl înțelegem foarte bine. Și poate fi redirecționat către... Da, dar vedeți că de multe ori trebuie să-l înțelegi și intervenim noi. Asta nu înseamnă că nu trebuie să apeleze și la serviciile de specialitate. Probleme. Am spus de trei ori, pentru că trei subiecte destul de dificile am abordat până acum. Sper să se rezolve toate aceste probleme în beneficiul cetățeanului. Vreau încă o dată să vă reamintesc. Multă lume care trece pe la Breaza sau cunoaște Breaza are impresia că Breaza este doar firul principal. Deci care face legătura între Podul Vadului și Comarnic. Nu, Breaza este foarte mare. Deci Breaza are, v-am spus, aproximativ 18.000 de locuitori tot timpul. Breaza are aproape 200 de kilometri de rețea stradală. Rețea stradală care în ultimii 30-40 de ani nu s-a uitat nimeni la ea. Deci nu s-a făcut nimic. Tocmai străzile care erau asfaltate s-au deteriorat. Deci nu s-a făcut. Încă o dată, nu vreau să dau vina pe nimeni, dar administrațiile anterioare trebuiau să fie mult mai gospodare. Ultimă întrebare, domnule primar, și schimbăm registrul discuției, venim și cu lucruri frumoase. Și acestea ar trebui, de fapt, să fie niște lucruri. Și așa cred că vă doriți, așa își doresc brezenii să aibă parte de niște lucrări de calitate acolo la Breaza. O ultimă întrebare, spuneam, legată de acest subiect, dacă ați avut probleme cu dezăpezirea din cauza acestor lucruri. Da, am avut probleme cu dezăpezirea, mai ales, bine, acolo unde sunt străzile în pant, am avut și anul trecut probleme, și acum 2 ani probleme, dar ne-am descurcat. Am luat unde n-am intrat cu utilajele noastre, am închiriat tractoare de pădure, pentru că sunt zone unde nu poți să intri decât cu tafurile alea de pădure. Bun, dar am avut probleme pe străzile unde s-a lucrat la canalizare. De ce? Tot din cauza refacerii carosabilului au fost lăsate capacele de cămine mai ridicate. Am avut probleme și cu utilajele de la primărie, că au intrat pe acele străzi, au dat cu lamele în capace, s-au stricat și lamele de la utilajele de zăpezire, s-au stricat și capacele montate de constructor. Până la urmă am chemat constructorul, l-am rugat că pe străzile unde au avut lucrări de canalizare să se ocupe ei de... L-ați rugat? Rugat, da, am rugat, da.
să intervină ei cu dezăpezirea, m-a ajutat și noi. Cât de cât, da. Eu zic că a fost bine, v-am spus să țineți cont că Breaza are un relief deosebit de... Deci străzi în pantă, străzi înguste, unde nu poți să intri cu utilaje normale. Deși anul trecut și anul ăsta și în 2012 am intervenit pe unele străzi numai cu tractoare de pădure. Am înțeles, spuneam că schimbăm registrul discuției noastre, venim și cu vești bune. Vreau să discutăm puțin despre acel post de jandarm, dacă știu eu corect, care deja este unul funcțional la Breaza și prima întrebare ar fi: de ce era, domnule primar, nevoie de un asemenea post înființat la Breaza? Vreau să vă spun că proiectul meu pentru Breaza, cel puțin pentru primii 4 ani, cu toate că aș vrea să continui și următorii 4 ani, pentru că sunt multe proiecte care, datorită procedurilor, nu poți să le finalizezi în 4 ani de zile și uitați-vă acum, numai pe lucrările de canalizare și apă, cât durează. Deci cât durează o licitație. Și care vă completez, cred eu, trebuiau făcute de foarte mulți ani. E adevărat. Bun, în proiectul meu, în afară de partea de infrastructură, știți foarte bine că am proiecte și pentru învățământ, care le punem sau le vom pune în practică, și pentru sănătate, și pentru cultură, și pentru siguranța cetățeanului. Bun, în 2012 am avut discuții cu Inspectoratul de Jandarmi Prahova și cu cei de la ISU Prahova. Adică am avut intenția ca la Breaza să înființăm un post de jandarmerie și de asemenea să avem un echipaj de intervenții în situații de urgență. De ce? Pentru că v-am spus, Breaza este foarte mare, are o populație destul de mare, de asemenea lângă noi există Comuna Adunați, Comuna Talea, cărora le furnizăm și servicii de pompieri, și servicii de evidență a populației, și servicii ale poliției orașului, deci simțeam nevoia să avem o siguranță mult mai mare a cetățeanului de la Breaza. Breaza este un oraș turistic și sunt sigur că va deveni o stațiune turistică de interes național și atunci, cu toate că este un oraș liniștit, am considerat că în anumite perioade avem nevoie de o siguranță mai mare. Practic, ca să înțeleagă, toată lumea ei vin oarecum în sprijinul celor de la poliția locală și chiar al poliției. După această scrisoare de intenție, uitați că anul acesta am primit vestea asta foarte bună. Din punctul meu de vedere este o veste excepțională, că la Breaza va funcționa un post de jandarmerie. Am înțeles că este calibrat pentru 8 jandarmi. Deja de joi, deci din data de 18 decembrie, el este funcțional. Le-am asigurat celor de la jandarmerie absolut toată logistica de care au nevoie. Vor funcționa în clădirea care cuprinde primăria și poliția orașului. Sunt foarte mulțumit și sunt sigur că vom avea sprijin din partea lor. De fapt, noi am apelat la jandarmerie la orice eveniment la scară mai mare care are loc la Breaza, jandarmeria ne-a ajutat și chiar suntem foarte mulțumiți de colaborarea cu ei. Acum ne pare tare bine că îi avem aproape de noi și sunt sigur că și cetățeanul de la Breaza se va simți mai în siguranță. Am înțeles, îmi spun colegii că mai avem 4 minute la dispoziție. Da, a trecut așa de repede. Și a trecut foarte repede emisiunea. Spus că jumătate din emisiune discutăm de canalizare și apă. Asta este realitatea, nu avem cum să ocolim un asemenea subiect. Așa, așa? Bun, mai avem foarte puțin timp la dispoziție și le dăm brezenilor, dar nu numai lor, o veste bună. Știu că în seara aceasta, domnule primar, Moș Crăciun ajunge acolo, la Breaza, cu sania lui. Deja a ajuns. Da, de astăzi seară. Da, a ajuns, cred că a ajuns și a plecat astăzi, câteva ore. Dacă la 16:30, de la 16:30 până la 20:30, începând cu ziua de astăzi, pe parcurs sau 8 zile, pentru copiii de la Breaza avem programe speciale de Crăciun, programe care se vor desfășura în parcul sau piața din fața primăriei și a centrului cultural. Și anul trecut am avut o asemenea acțiune și am văzut că a avut succes. Anul ăsta este de o anvergură mult mai mare
Și copiii vor avea posibilitatea să se întâlnească cu moșul, cu spiridușii și să primească cadouri, surprize și așa mai departe. Sunt și niște ateliere de colinde. Da, foarte frumos. Da, este frumos. Și pe lângă această acțiune avem și o acțiune a Centrului Cultural, unde tot așa vor fi organizate seri de colinde, un târg cu, ziceți, cu produse de Crăciun și de an nou organizat de elevii școlilor de la Breaza. Eu sunt sigur că va fi o atmosferă frumoasă și copiii se vor simți bine. Cu siguranță și să uite măcar pentru câteva zile, nu-i așa, de aceste lucrări grele care se desfășoară, da, de aceste probleme legate de infrastructură și să simtă spiritul sărbătorilor, da, de iarnă, pentru că e cea mai frumoasă perioada anului, cel puțin pentru copii. Și o ultimă întrebare pentru Revelionul Stradal. Ce pregătiți brezenilor, dacă puteți da vreo informație la momentul de față? Aș vrea să... Deci nu pot să vă spun foarte sigur acum și n-aș vrea... Brezenii știu foarte bine că atunci când spun da, este da. Când spun nu... Este nu, atunci când mă abțin, înseamnă că n-am un răspuns foarte sigur. Și acum sigur, e da, dar încercăm, deci deocamdată mă abțin, dar încerc, facem tot posibilul împreună cu Consiliul Local să le facem o surpriză plăcută și pentru seara de Revelion, dar deocamdată nu pot să promit nimic. Înțeles. Vreau de asemenea să vă spun că aceste acțiuni din preajma Crăciunului pentru copiii de la Breaza sunt organizate tot împreună cu colegii mei din Consiliul Local și vreau să le mulțumesc pe această cale că au fost de acord să organizăm aceste acțiuni pentru copii. V-am spus, pe lângă infrastructură și alte probleme din oraș, trebuie să ne ocupăm un pic și de cultură și un pic de distracție. Chiar dacă trăim în noroi, totuși un pic de distracție trebuie să fie, mai ales acum în preajma Crăciunului și Anului Nou. Și aș vrea, pentru că nu știu dacă până la sfârșitul anului ne vom mai vedea în acest cadru, aș vrea să transmit tuturor brezenilor și dumneavoastră sărbători fericite la mulți ani și să avem un an nou mai bun și să fim optimiști, pentru că se va întâmpla și bine. Deci ne este un pic rău acum, dar va fi și bine. Încă o dată la mulți ani și un an nou mai bun. La mulți ani vă doresc și eu dumneavoastră, pentru că n-o să vă mai am aici alături de mine în studio până în 2015. Sărbători cu bine și, într-adevăr, să sperăm că la anul va fi mai bine și brezenii, pentru că despre ei vorbim, se vor bucura de niște lucrări de calitate, de niște străzi așa cum trebuie, de niște condiții de viață, da, până la urmă, optimist, la standarde sunt europene. Sunt optimist și v-am spus, sunt dispus, de fapt, fac tot posibilul ca să fie bine și sunt optimist și voi face tot posibilul și la sfârșitul 2015, eu sunt sigur că vom avea o parte din oraș care va arăta foarte bine. Doamne ajută, așa să fie. Doamne, vă mulțumesc tare mult, domnule primar, pentru prezență și pentru toate lucrurile pe care le-ați împărtășit brezenilor dumneavoastră în această seară aici la noi în studio. Domnilor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine seară de la ora 21, când alături de mine în studio vine primarul municipiului Câmpina, Horia Tisanu. Pe mâine seară!